În dimineața aceasta, Ministerul Finanțelor Publice, de fapt ANAF-ul, a venit cu un nou comunicat de presă în care ni se reamintește încă o dată că se apropie data până la care putem depune declarația unică, unii dintre noi, cei care trebuie de fapt să o depună. Problema este că până în momentul de față n-a fost în stare să vină măcar cu un ghid video, cu ceva, pe fiecare situație în parte. Sunt multe probleme, a avut și o sesiune online, nu știu cât de bună a fost și cât de mult au înțeles de fapt cei care au pus întrebările, răspunsurile ANAF-ului. Domnul Grama, sunt curios da. Că dumneavoastră ați urmărit discuția aia online cu ANAF-ul. Cum a fost? Da. A explicat bine ANAF-ul? Bine, în sensul, în limbajul de lemn al ANAF-ului, știți? Adică acolo informațiile erau de genul, vedeți articolul 120, codul fiscal, articolul 148, alineatul 3, nu știu ce. Și acolo puneau întrebări o serie de persoane care nu aveau pregătire de specialitate, de consultanți fiscali sau așa mai departe. Era un om simplu care obținu niște dividende, care a avut o chirie, a avut un apartament, l-a închiriat și așa mai departe. Deci în condițiile astea omul era bulversat, nu mai știa ce s-a făcut, ce secțiune, ce articol, ce e ăla, ce înseamnă articolul 120, știți? Și unele răspunsuri erau că gen sunați la call center, colegii o să vă ajute, așteaptă telefonul noastră și se suna la numărul ăla de call center și nu răspundea nimeni, evident, ziceau că sunt foarte ocupați. Sunt curios, dumneavoastră vi se pare, sunteți consultant fiscal cu atâta experiență în spate, cred că pentru dumneavoastră e foarte ușor de înțeles documentul ăsta, nu declarația unică, nu cred că aveți probleme în a-l înțelege, nu? Și eu am avut foarte multe probleme până am înțeles cum a fost gândit acest formular, cum a fost gândit și cum s-au gândit să-l realizeze astfel încât să nu dea erori, pentru că dacă omul simplu completa așa cum se completa până anii trecuți, recipistele veneau cu erori de validare. Mm-hmm. Și acele erori erau clare, erau într-un limbaj din ăla clasic, R48, cod info, nu știu ce, mai mare ca nu știu ce. Deci omul nu-și dădea seama ce-o greșit, ce trebuie să corecteze, știți? Deci asta e problema. Problema vine de unde? Pentru că din acest an, dacă se plătesc obligațiile până la 30 iunie și se depune declarația online, se obțin niște bonificații. Niște bonificații de 5% dacă se plătește până la 30 iunie obligațiile anului 2019 și încă 5% dacă se depune online declarația unică. Acum, prin ordinul 1107 care a apărut în mai, a apărut un nou formular care introduce posibilitatea acestor bonificații. Până în mai nu exista pe formular aceste bonificații. Da. Foarte multă lume deja a depus declarația unică până la apariția acelui ordin din mai. Și acum ei vor trebui să facă niște rectificative și în funcție de asta trebuie să bifeze anumite căsuțe sau nu, să nu le bifeze astfel încât să obțină bonificația respectivă. Și aici lipsesc informațiile clare pentru oameni. Asta e problema. Domnul Grama, ați făcut un fel de ghid pe mai multe situații în parte. Aș dori să m-am gândit așa cam care sunt situațiile care pot interveni și sunt clasice, cum ar veni, de persoane fizice autorizate, de dacă ai venituri din chirii, dacă ai dividende, dacă ai din bursă, dacă ai din venituri din străinătate. Deci mai multe situații. Pe atunci, haideți să facem așa, haideți să le prezentăm pe fiecare în parte și cum trebuie completat. De asemenea, vom pune și imaginile cu exact ce să bifeze omul, unde să bifeze. Exact. Cel mai bine, informația rămâne cel mai bine dacă este și vizuală, știți? Da. Că așa, clar, sec, să-i spui, bifează secțiunea I1, nu știu ce, așa, omul nu prea înțelege că nu toată lumea are pregătire de specialitate. Mai ales că am văzut cei de la ANAF pe pagina lor de Facebook exact asta făceau. Completați cu tare și erau acolo niște cuvinte înșirate, mai tare te încurcau. Da. Să începem atunci cu... Începem, da.
Modelul cel mai clasic este o persoană fizică autorizată, obținut venit. Toate exemplele astea sunt pentru veniturile anului 2019, pentru că aceste bonificații se dau pentru anul 2019, pentru obligațiile anului 2019. Pentru estimarea anului 2020, care se depune pe aceeași declarație, lucrurile sunt mai simple. Acolo nu sunt probleme, pentru că acolo nu se dau bonificații, deocamdată. Începem cu modelul 1, ca să știu cum... Modelul 1. Cu modelul 1, da. Da. Aici am luat un caz, o persoană fizică autorizată, anul trecut, a depus declarația unică, a avut venituri estimate peste plafon, adică peste plafonul de 12 salarii minime pe economie, asta fiind 24.960 de lei. Asta e plafonul la care se datorează contribuții, CAS, respectiv CASS, în cazul activităților independente. Deci el a estimat venituri peste plafon. Anul acesta, cu declarația asta unică, care se depune până în 30 iunie, el trebuie să-și regularizeze impozitul anual final. Și el constată că venitul este tot peste plafon și vrea și bonificațiile cele două, de 5%, respectiv încă 5%. Da? Și vrea să-și redirecționeze 3,5% din impozit pentru un ONG, pentru bursă privată și așa mai departe. Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabilului care obține venituri anuale pentru care există obligația completării depunerii numai declarație prevăzută la articolul 120. O să fiu mai scurt și o să zic să bifeze căsuța unde scrie articolul 120, că da, prea puțină lume înțelege despre ce e vorba. Da? Deci să bifeze această căsuță unde scrie articolul 120, da, după care mergem mai departe în formular și acolo la secțiunea 1.1.I.1.1 să bifeze, pentru că acolo se trece venitul realizat efectiv în anul 2019. Secțiunea I.4 trebuie bifată și aici acolo se regularizează impozitul final. Așa. Secțiunea I.5.1, da, și I.5.2. Uh-huh. La secțiunea I.5.1 va fi impozitul final cu cele două bonificații, o să vedem, și la secțiunea I5.2 va fi CAS-ul și CASS-ul care a fost declarat estimat anul trecut și să avem cele două bonificații. Și mergem mai departe, deci aici la secțiunea I1, cum am zis, bifează activități independente, sistem real, în mod individual, codul CAEN, așa, data începerii activității, mă rog. Aici la I4 am zis că se regularizează impozitul, deci venitul net este 80.000, am luat un exemplu. La numărul 2, la rândul 2, trebuie să completeze CAS-ul datorat, care este 6.240, da, cele 12 salarii care le-a declarat anul trecut în estimare. Prin diferență obține venitul net impozabil și impozitul este 10%. 7.376. Acest impozit vine trecut la I5.1, cum am zis, și cele două bonificații, 5%, 5%. În total de plată, 6.638. La celelalte două rubrici, CAS, CASS, nu se completează nimic, pentru că anul acesta nu am declarat nimic la CAS, CASS, pentru că ele au fost declarate deja anul trecut, la estimare. Și atunci, la secțiunea I5.2, se completează CAS-ul de 6.240, cât a fost estimat, cele două bonificații, și la secțiunea mai jos la CASS, 2.496, tot la salarii, 12 salarii minime, 10%, și cele două bonificații. Și atât. Și după aceea urmează secțiunea I6 pentru redirecționarea sumei până la 3.5% din impozit. Și aici trece o asociație și suma respectivă cât este din impozit, ori 3,5%, și se trece acolo la suma în lei. Alt clasic sunt activități independente cu normă de venit. Norma de venit se estimează, a fost estimată anul trecut, dacă este peste plafon, se datorează la fel, CAS și CASS. Anul acesta, în 2020, nu completează nimic date pentru 2019, pentru că datele sunt finale de anul trecut, norma de venit nu se schimbă, este aceeași, impozitul este fix, CAS-ul este fix, că este peste plafon, CASS-ul iarăși este fix, 6.240 CAS, CASS, 2.496. Și atunci, cum procedează în acest an? Pe prima pagină bifează căsuța 3 cu articolul 120. Da.
la fel ca și Da? cum a fost anterior. Da, pentru că asta se bifează, pentru că a estimat anul trecut CAS și CASS și impozit pe declarația estimată. Și atunci el nu va bifa nimic la secțiunea I11, I14, cum era la activități independente în sistem real, ci doar I52, pentru Da. bonificațiile la cele trei obligații. Impozitul de 8.000 cu bonificațiile respective, CAS-ul 6.240 și CASS-ul 2.496 la I52. Și astea sunt obligațiile care le completează. Deci atâta. El exact. El redirecționează 3,5% nu prin acest formular, ci prin formularul 230. Dividende ridicate în 2019, a depus anul trecut declarația unică, a avut peste plafon și a fost obligat să declare CASS-ul la 12 salarii, adică suma de 2.496 de lei. Da? Și anul acesta vrea bonificații. Ei, acum ce trebuie să bifeze? Păi dacă a estimat anul trecut un CASS, înseamnă că trebuie să bifeze căsuța 3 cu articolul 120. Da, la fel. Și automat, prin bifarea căsuței 3, se bifează, formularul bifează automat secțiunea I52, da, unde se trece bonificația pentru CASS. Restul rubricilor rămân goale, nici zero nu trebuie trecut măcar. Deci se completează doar CASS și cele două bonificații, la I52. Da. Da? Bun. Atât are de făcut unul care a avut dividende, a depus anul trecut declarația peste plafon și vrea bonificația anul acesta. Da. Și se completează automat, nu la contribuția de sigurare socială de sănătate. Nu, el trebuie să treacă suma respectivă de 2.496, că asta e suma fixă, cum ar veni la 12 salarii minime. Alt model este cei care a avut chirii în lei, a depus anul trecut, a avut venituri peste plafon și vrea bonificare la chirie, se știe că se datorează impozit și CASS dacă veniturile sunt peste plafon, adică 24.960 de lei. Da? Bun, anul acesta el are obligația doar să-și estimeze chiriile pentru 2020, nu declară nimica pentru 2019, dar declară că vrea bonificațiile respective, doar atâta. Și atunci bifează la fel articolul 120 și căsuța 3, automat îi se bifează căsuța I52 și aici o să avem impozitul care l-a declarat anul trecut în estimare, cele două bonificații, și CASS, și cele două bonificații. La CAS nu se datorează, deci nu se completează absolut nimic, la chirii. Și asta e cazul celor care au avut chirii în lei și vor bonificații acum. Avem modelul cu chirii în valută, a estimat peste plafon, a depus anul trecut. Anul acesta are obligația regularizării la cursul valutar. Cursul valutar se ia de la sfârșit în 2019 și trebuie să-și regularizeze suma, astfel încât impozitul trebuie regularizat la cursul respectiv. Și vrea și bonificațiile. Tot așa, el datorează impozit și CASS. Anul trecut a estimat un impozit la cursul valutar de la data depunerii declarației. Acum impozitul acesta se regularizează. Pentru că a declarat impozit, pentru că impozitul nu este final, da? CASS-ul este final, că ăsta nu se schimbă pentru că plafonul este tot același. Trebuie să bifeze articolul 120 căsuța numărul 3 pentru bonificația la CASS, să completeze secțiunea I11 și I51 pentru că trebuie să completeze datele privind venitul la cursul valutar. Și atunci are de bifat venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de punctul 4.5, cote de forfetare de cheltuieli, adică din venitul încasat, el are dreptul să-și scadă 40% cheltuieli, asta calculează automat programul. Așa? Deci are venit brut, cheltuielile deductibile sunt 40% și diferența este venitul net anual. Este peste plafon, deci are impozitul 10%, 3.255. Ăsta e impozitul lui final pe anul 2019. Pentru că s-a declarat în 2019 acest impozit, el va fi bonificat la secțiunea I51. Deci I51 se bonifică orice obligație
care se declară anul acesta pe acest formular și pe I5-2 se bonifică cele care s-au declarat anul trecut în estimare. Aha. Deci acum am declarat doar impozitul, am cele două bonificații și la secțiunea I5-2 am bonificație la CASS pentru că ăsta a fost declarat anul trecut în estimare. Da, și ăsta e fix. Impozitul n-a fost fix, de-aia nu-l avem aici la rândul de sus. Da? A trebuit regularizat și atunci el intră pe secțiunea I5-1, la chiri în valută. Da. Venitul din bursă s-a transferit titluri de valoare în 2019 peste plafon. Aceste venituri nu se declară în estimare, deci anul trecut ei nu aveau obligația să declare aceste venituri, chiar dacă le-au obținut anul trecut. Acestea se declară acum, pe această declarație, la secțiunea I1-1. Și pentru că nu avem nimic declarat anul trecut, pe prima pagină nu bifăm nicio căsuță din cele patru, cum se vede, și la secțiunea I1-1 se bifează secțiunea I1 și I5-1 și I3-2 se bifează CASS-ul datorat, pentru că avem venituri peste plafon și acum trebuie să declarăm CASS-ul acum, pe această declarație. CASS-ul. Da? Și atunci, la I5-1, aici bifăm transfer titlurilor de valoare, așa, mai departe urmează, se trece câștigul din bursă, cât a avut, da? 250.000 de lei, să zicem, impozitul este 10%, 25.000, cum am bifat I3-2 este CASS-ul, deci trebuie să datorează și CASS în acest an, da. Este venit 250.000, clar, este peste plafonul de 24.960, deci se datorează CASS, 2.496. Atunci vine secțiunea I5-1, unde are bonificația la impozit, pentru că a fost declarat acum, și bonificația la CASS, pentru că a fost declarat anul acesta. Cele două. I5-2 nu e în acest caz, pentru că n-am declarat anul trecut nimic. Da? Deci acesta nu are probleme de acest gen. Da. Avem dividende din străinătate acum? Da. O persoană fizică obține dividende din străinătate în 2019, peste plafon. Acolo i s-a reținut un impozit în acea țară. Deci are un credit fiscal, impozitul reținut și vrea bonificații. Și dividendele din străinătate, ca și veniturile din bursă, nu se declară în 2019, chiar dacă au fost obținute în acel an, ci doar în acest an. Da? Și trebuie să declare ca să-și regularizeze impozitul și CASS-ul pentru care venituri peste plafon. CASS se datorează, așa ca o paranteză, doar la activități independente, și la venituri din drepturi de autor. Da. Ok. Pentru că anul trecut n-a declarat nimic prin estimare, cele patru căsuțe nu se bifează, deci pagina întâi rămâne acolo. Și atunci bifează la veniturile din străinătate, secțiunea I2, da. Da? Date privind veniturile din străinătate. Ce bifează? CASS-ul, care venituri peste plafon, I3-2, și secțiunea I5-1, că acolo îi se pun bonificațiile. Și atunci să vedem. Aici bifează dividende, țara respectivă, eu trebuie să selecteze de unde obțin veniturile respective, dividendele din Austria, să bifeze metoda creditul fiscal dacă i s-a reținut impozit în Austria, să zicem. Și atunci a revenit brut 70.000 dividendele, i s-a reținut în Austria, impozitul este 5% la noi în România, deci 3.500 a trebuit să plătească, i s-a impozit plătit în străinătate 2.000 de lei, da. Da? Și diferența este 1.500. Ca și observație, el nu trebuie să anexeze la acest formular dovada plății acestui impozit de 2.000 de lei, să-l aibă în cazul unui control, să aibă această dovadă. Da? Și atunci rămâne impozitul final, 1.500 de lei, și evident are și CASS, pentru că are venituri peste plafon. La I3-2, plafonul de 24.960 a fost depășit, deci are 2.496 CASS. Și atunci vine secțiunea I5-1, unde are cele două bonificațiile, pentru impozit de la 1.500 și CASS-ul de 2.496. Deci bonificațiile cele două, la secțiunea I5-1. I5-2, la fel ca în cazul anterior, nu rămâne bifat pentru că anul trecut nu s-a declarat nimic.
Venitul, da, venituri din bursă, nu transfer titlul Da, de da, valoare da. din străinătate în 2019. Da. Peste plafon, are credit fiscal, deci s-a reținut impozit în acea țară, vrea bonificații și redirecționează 3,5% din impozit. Am luat exemplu că și redirecționează. La fel, veniturile din bursă, titluri de valoare obținute din România sau din străinătate în 2019 nu se declară în 2019, ci se declară acum pe acest formular. Se datorează impozit și CASS dacă s-a depășit plafonul respectiv. Da? Așa, pe prima pagină nu a declarat nimic în 2019, nu bifăm nimic, deci rămâne gol. Se bifează secțiunea de CASS, veniturile din străinătate, secțiunea I2, CASS-ul I3-2, pentru care peste plafon. Secțiunea I5-1, unde avem bonificațiile, și I6 pentru redirecționarea impozitului. Da, da. Și atunci se alege aici țara, Austria, am ales același exemplu, transferul la numărul 7, transfer titluri de valoare și mai departe ce e acolo, metoda creditul fiscal pentru că i s-a reținut impozit în acea țară, trece câștigul de 50.000, să zicem, cât a avut așa, impozitul e 10%, 5.000, i s-a reținut 3.000, diferența este de 2.000, care o datorează în România. Pentru acest 2.000 de lei are bonificații. Evident, a depășit plafonul, bifează CASS 2.496 de lei și acum vine secțiunea cu bonificațiile. La I5-1 are bonificația impozitului de 2.000 și bonificația CASS-ului. Da? Deci, nici acesta nu are obligații la I5-2 nimic, pentru că anul trecut nu a declarat nimic. Da. E asemănător cu exemplul anterior. Exact, exact, da, da. Trecem acum la modul. Acum se întâmplă următoarea situație. Cum am zis, ordinul respectiv cu bonificațiile a apărut în mai. Lumea, pentru că și termenul de depunere a declarației inițiale era 25 mai, normal că contribuabilul, prin conformare voluntară, nu e așa, și-a depus deja declarația respectivă. Pentru că nu știu că guvernul are de gând să prelungească termenul la 30 iunie. Sunt multe cazuri, nu e? Sunt multe. Foarte multe cazuri, foarte multe cazuri. Și atunci lumea a depus deja declarația. Da? Pe formularul vechi, care nu avea bonificație. Și acum omul zice, păi ce, că eu și eu vreau bonificații respective. Și atunci trebuie să depună acum o nouă declarație pe acest formular și să bifeze alte bălării, știți, ca să obțină bonificațiile. Da? Atunci luăm cazul clasic. O persoană fizică în sistem real, practic, e exemplu 1, cum ar veni. Da? Cel care a obținut venituri peste plafon anul trecut, anul acesta a avut peste plafon, a depus deja declarația și acum vrea bonificațiile. Da? Deci el a mai depus în 2020 declarația unică cu eroarizarea impozitului și vrea bonificațiile. Da? Bun. Ce trebuie să bifeze? Evident, el a depus, a completat... Discutăm despre modelul 12, nu? Da, da, modelul 12. El, în declarația anterioară, la capitolul 2, care se referă la estimarea anului 2020, a completat datele respective. E, acum, când depune această declarație, nu mai trebuie să completeze capitolul 2 referitor la anul 2020. Ăla rămâne la fel. Ăla doar pentru aplicarea bonificațiilor trebuie să depun această declarație. Și atunci, pentru că anul trecut el a estimat CAS și CASS, care este final, trebuie să bifeze articolul 120 și căsuța numărul 3. Dar pentru că deja a depus o declarație prin care el și-a regularizat impozitul, care se declară la capitolul 1 a declarației, trebuie să bifeze pentru bonificații și căsuța 2, declarație rectificativă privind capitolul 1 pentru aplicarea bonificației. Deci el pe prima pagină, dacă a mai depus anul acesta o declarație, trebuie să bifeze două căsuțe. Căsuța 2 pentru bonificația impozitului, care deja l-a declarat, și căsuța 3, articolul 120, pentru bonificațiile de la CAS și CASS, ca să le aibă. Da? Și atunci, la secțiunea I1.1 nu bifează nimic, absolut nimic, pentru că impozitul deja a fost declarat, el vrea acum doar bonificațiile. Și atunci la secțiunea I5.1 se bifează și secțiunea I5.2. La I5.1 vom avea bonificația pentru impozit
și la I5-2, bonificațiile pentru CAS și CASS. Și acum să le vedem. Deci la I5-1 este impozitul, acesta a fost declarat în declarația anterioară, care a depus-o până în mai. La CASS nu nimic, pentru că n-am declarat nimic în acest an. Și la I5-2 sunt cele două bonificații pentru CAS și CASS, care au fost declarate anul trecut finale, în estimare. Și atâta. Asta trebuie să completeze o persoană care a deja depus declarația cu regularizarea anului 2019. Deci pe prima pagină, căsuța 2 și 3. Da. Bun. Model 13, normă de venit. Da. Este o persoană fizică, a avut venituri la normă de venit, are venituri peste plafon, a depus deja declarația până la apariția acelui ordin, până în mai, prin declarație, a trecut doar norma estimată pentru capitolul 2, pentru anul 2020. Pentru anul 2019 nu se declară nimic la normă de venit, pentru că, așa cum am zis, este impozitul este final, declarat anul trecut, norma fiind fixă, CAS-ul este final, CAS-ul este final. El doar depune această declarație acum pentru bonificațiile respective. Dacă a completat capitolul 2 cu estimarea pe 2020, nu mai completează absolut nimic acum la capitolul 2. Și atunci, la capitolul 1, pentru că anul trecut am estimat și impozitul final și CAS și CASS, trebuie să bifez căsuța 3 cu articolul 120. Automat se bifează I5-2-ul și atunci la secțiunea I5-2 am cele trei bonificații. Impozitul, CAS-ul și CASS-ul. Și atât. Atât are de făcut o persoană fizică cu normă de venit care a depus deja declarația anul acesta. Ca să obțină bonificațiile, cele trei. Da. Da? Bun. Modelul 15. Așa. Acesta a depus anul trecut declarația unică, a avut venituri peste plafon. Anul acesta a depus declarația prin care și-a estimat că anul acesta mai ia iarăși dividende peste plafon. Deci a estimat la capitolul 2, da? Pentru anul 2020. Pentru 2019 nu a completat absolut nimica. Asta înseamnă că bonificațiile se vor completa pe articolul 120, pe căsuța 3, la secțiunea I5-2 și are bonificație la CASS, că la dividende doar CASS se datorează, că impozitul se reține la sursă de plătitorul de venit. Dacă a completat în declarația unică anterioară, capitolul 2 cu estimarea pe 2020, acum nu mai completează nimic această declarație la capitolul 2. Lasă gol. Uh-huh. Și doar secțiunea I5-2 pentru bonificația la CASS. Atât. Uh-huh. 16. Așa. Avem la sistem real, a depus anul trecut declarație unică, a estimat venituri sub plafon și anul acesta constată că are venituri peste plafon. Vezezi impozitul și bonificațiile. Pentru că anul trecut a avut venituri sub plafon, a estimat un impozit, CAS, CASS nu, pentru că a fost peste plafon. Impozitul final este regularizarea în acest an și pentru că a depășit plafonul, trebuie să plătească CAS și CASS. Dar acest CAS și CASS trebuie să le declare acum, pe această declarație. Asta înseamnă că pe prima pagină nu bifează nimic. De ce? Pentru că anul trecut, deși a declarat impozitul ăla estimat, acela nu este final. Că el trebuie să le regularizeze acum. Și atunci, pagina 1 o lasă goală. Da? Nu a avut nici CAS, nici CASS anul trecut. Și atunci, la secțiunea I1-1 bifează și bifează secțiunea I3-1 CAS, care are venituri peste plafon, are activități independente, se datorează CAS. I3-2 datorează și CASS-ul. Da? Uh-huh. Și la I4 regularizează impozitul. La I5-1 va avea bonificațiile pentru toate trei, și pentru impozit, și pentru CAS, și pentru CASS. I5-2 nu este bifat pentru că anul trecut nu a declarat nimic final. Deci pe prima pagină am zis că nu bifează nimic. Da. I5-2 este în corelație cu bifele de pe prima pagină. Bun, și atunci, aici completează activități independente, sistem real,
impozit individual și mai departe, completează venitul, cheltuielile, venitul net, la I4 are și, deci are I3-1, deci pentru CAS, 6.240 de lei, pentru că depășește plafonul, la I3-2 are CASS-ul, toate acestea se declară acum. Dacă se declară acum, trebuie bonificația pe secțiunea I5-1, o să vedem. La I4 are regularizarea impozitului, adică din venitul de la secțiunea anterioară are dreptul să-și scadă CAS-ul, 6.240, pentru că este o cheltuială deductibilă, și diferența este venitul net impozabil. Diferența e impozitul 10%. Și atunci, în secțiunea I5-1, sunt cele trei obligații de plată cu bonificațiile aferente. Impozitul, CAS-ul și CASS-ul. I5-2 nu există pentru că anul trecut nu s-a estimat nimic final. Da? Deci acesta, în cazul în care anul trecut a estimat pe sub plafon și anul ăsta a constatat că are peste plafon. 17. Aici este o persoană care ce a făcut? A depus anul trecut, a estimat venituri peste plafon, are venituri peste plafon în final, a depus o declarație unică, dar a depus o declarație unică cu bonificații deja, deci pe modelul nou cum ar veni. Dar el vrea totuși să-și rectifice venitul declarat. Atunci are această posibilitate să-și rectifice impozitul declarat depunând o nouă declarație, da? Dar de această dată bonificațiile deja au fost declarate pentru impozit, pentru CAS și CASS. Și el ce mai are atunci? De rectificat bonificația pentru impozit doar, că impozitul vrea să-și-l rectifice. Da? Și atunci, ce trebuie să bifeze? În sfârșit, bifează doar căsuța 1, care se numește declarație rectificativă prin capitolul 1, fără bonificațiile respective de la căsuța 2, 3, 4, pentru că el deja și le-a declarat. Da? Deci doar rectifică declarația de la capitolul 1. Și rectifică. Secțiunea 1 își declară din nou veniturile, cheltuielile, că o să aibă alt impozit. I4, unde se regularizează impozitul respectiv. Secțiunea I5-1, pentru că se rebonifică, cum ar veni, nou impozit. Da? Și atunci aici se declară activități independente, exact cum a declarat inițial, aceleași informații. Aici alte venituri, probabil, că vrea să rectifice. CAS-ul datorat este tot același, pentru că nu se modifică, este tot peste plafon. Și să zicem că are un nou impozit de 1376. Și atunci la I5-1 va avea nou impozit rectificat cu cele două bonificații. Prin bifarea acestei căsuțe de pe prima pagină rectificativă, această declarație înlocuiește vechea declarație în ceea ce privește doar partea aceasta de impozit. Da. Celelalte două, CAS și CASS, rămân cum au fost declarate cu bonificațiile respective. Deci nu are de completat nimic la secțiunea I5-2. Deci doar impozit. Atât. Am totuși o întrebare, domnule Grama. Da. Suntem în situația asta, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme. Sunt persoane care au depus declarația unică înainte să vină noua declarație cu bonificațiile. Exact. Acum vor și să-și recupereze banii. Este greu procesul ăsta de recuperare a bonificației respective de la ANAF? Păi, în primul rând, dacă are alte datorii, o să-i compenseze suma respectivă. Dacă nu are nimica, atunci trebuie să facă o cerere pentru restituirea sumei. Acum, cât de repede se mișcă ei cu restituirea, asta depinde de birocrația existentă. Cererea asta se depune online sau trebuie să meargă omul fizic acolo să se uite și... Dacă are spațiu privat virtual, dacă are SPV, da, el poate să facă cererea aceasta pe spațiu privat virtual. Deci nu trebuie să meargă la ghișeu. Da. Cu majoritatea automată. Și... Da, și este chiar rubrică cerere și acolo completează solicitarea respectivă și ei sunt obligați să răspundă. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Grama, pentru acest ghid. O să cu mare plăcere. Să fie de ajutor pentru multă lume, sunt multe acum, cazuri. Acum ce vreau să vă zic, am patru situații în cazul în care pentru capitolul 2, că e mai simplu, acolo se estimează venitul anului 2020. Acolo lucrurile sunt mai simple pentru că nu sunt nici bonificații. Acolo doar se declară un venit estimat, niște cheltuieli estimate, un impozit, cu mențiunea că acele obligații nu trebuie achitate, doar
când se declară impozitul final, în 15 martie 2021. Deci, practic, ori se poate estima orice sumă. Nu există o condiție să fie prea mare, să fie mic, să... cât declară omul oarecare. Asta, estimarea asta, știți când conta? Când era, chiar la început când s-a introdus această declarație unică, și atunci omul avea până la 15 decembrie, dacă își plătea suma estimată, da? De fapt, obligația estimată, avea o bonificație. Atunci el era interesat să plătească mai repede niște bani, da? Pentru că avea bonificație, 10%. Acum, dacă nu mai este nicio bonificație, pe ce rost are să plătesc dacă tot 15 martie termenul, când e finalul? Da? Deci, dacă s-ar introduce ceva bonificații pentru o plată, nu știu, tot așa, până la 15 decembrie, până la nu știu când, nu știu ce, atunci omul e interesat, nu? Să plătească mai repede. Da, așa, dacă tot nu... Las că e bine și în 15 martie, că poate se prelungește și după 15 martie, ca acum, în 30 iunie. Sunt curios de o chestie, că ieri s-a publicat în Monitor Oficial și ordonanța respectivă cu amânarea plății taxelor. Mă refer acum fix la firme. Exact, exact. Ați avut emoții, da. Ați fost stresat pentru că nu știați probabil ce să le spuneți clienții mă întrebau ce facem, mă plătim, că acum, păi dacă aveți ceva bani plătiți, că acum nu se știe, că ordonanța a fost adoptată săptămâna trecută, acum ieri a fost rediscutată în guvern. E, până la urmă s-a dat până în 25 octombrie. Nu se mai, deci, practic, nu se calculează majorarea de întârziere, da, penalități, și nu se popresc conturile până în 25 octombrie. Numai omul trebuie să-și facă niște calcule, pentru că până în 25 octombrie o să se mai adune ceva de plată, pe lângă cele din februarie, martie, aprilie, mai și mai departe. Deci o să fie urât de tot atunci, în 25 octombrie. Dar cunoașteți cazuri de genul ăsta care au amânat atâtea luni, adică practic s-a acumulat acolo o sumă mare. Mă gândesc că poate a fost întârzieri, dar poate unii întârziau 30 de zile, 14, 40, 50, dar nu cred că s-au strâns 2-3 luni. Sunt firme care au strâns 3-4 luni, 2-3 luni. Cumulat, așa? Sunt. Pentru că nu au avut activitate. De unde? Păi, da, a avut toată lumea șomaj tehnic, nu a avut venituri, nici ce să plătească. A, deci sunt. Nu au avut venituri. Nu au venituri, mai ales sectoarele astea care încă sunt închise. Horeca, astea, na, evenimentele și mai departe, astea încă sunt pe butuci. Ei chiar nu au niciun venit, dar sunt alții care, na, și în perioada aia de martie, aprilie, mai, nu a avut nimic, efectiv a fost doar în șomaj tehnic, nu a avut din ce să plătească. Nu a avut din ce să plătească și, ok, acum nu a fost chiar prea mult de plată, dar totuși au strâns, totuși. Să vedem. Da. E o gură de oxigen, oricum, 25 octombrie ăsta. Lumea stă mai relaxată peste vară, oarecum, în concediu să îi priască. Dar să se gândească totuși că 25 octombrie vine scadența. Mai e foarte puțin. Dar, pe de altă parte, pot merge pe partea de eșalonare a acestor... Poate, da. Da. Deci, poate să acceseze și eșalonare. Exact, da. Poate să acceseze eșalonare în funcție de sumă, cu garanție sau fără garanție și mai departe. Și, da. Merge și cu eșalonare, sigur că da. Se poate. Acum urmează și... amnistia fiscală, deci numai lapte și miere o să fie. În 15 decembrie trebuie să plătească lumea tot ce a avut la 31 martie restant și o să fie scutită de penalități și majore de întârziere, să plătească debitul. Vă mulțumesc pentru informații. Avem practic un plăcere. Ghid astăzi pentru Canaful. Nu a fost în stare să facă un ghid. Acum avem sper ca lumea să-l folosească. Acum câte zile mai sunt, lumea să-și facă o idee și să depună declarația dacă vor bonificații. Dacă nu vor bonificații, pot să depășească sistemul 30 iunie, că amenda este de la 50 de lei la nu știu cât, și atunci 25 de lei în 15 zile. Deci, da. O amendă modică, cum ar veni. Mulțumesc mult de tot! Cu mare plăcere!